Bună ziua, dragii mei! Bun venit la un nou episod din vlogul meu. Asta este un episod din Raft despre cartea lui Radu Paraschivescu, Ghidul Nesimțitului. Acum, trebuie să vă spun că parte din motivația pentru clipurile astea este să mă mențină să citesc cât mai mult. Parte este să ofer celor care se uită o posibilitate de a vedea despre ce este o carte pe care ar vrea sau nu să o citească. Eu, de exemplu, am auzit foarte multe despre cartea asta și de moment ce îmi place foarte mult Radu Paraschivescu, îmi plac articolele lui, îmi place atitudinea lui atunci când îl văd în prezentări publice, m-am gândit să o citesc. Plus că este un bestseller, 65.000 de exemplare, deci clar e o carte bună și trebuie să o citesc, de moment ce 65.000 de români au considerat-o foarte bună și foarte amuzantă. Nu pot să zic că s-a ridicat la toate așteptările pe care le aveam de la ea și pentru a reprezenta toate nemulțumirile, criticile și laudele la adresa ei, trebuie să apelez la ceea ce se numește tehnica sandwich-ului. De exemplu, aveam în facultate un profesor deosebit la desen, un sculptor, și dumnealui venea la planșa la care eram eu, vedea ce desen am făcut, se uita la model, se uita la planșă și îmi spunea: Mihai, dragă, este foarte bine. Este foarte bine. Ai un desen foarte sensibil și foarte frumos. Acum, construcția de aici este proastă. Umbrele n-ar trebui să existe pe niciun corp viu care este făcut de Dumnezeu. Linia de aici este oribilă. Partea asta a trunchiului este din fantezia ta, nu există în realitate. Ce ai desenat aici nu există. N-ar trebui să existe, Dumnezeule, dacă ar arăta femeia asta cum arată desenul tău, s-ar sinucide. Hașura nu este bună nici măcar pentru pereții de la WC-uri, unde scriu golanii tot felul de măgării. Dar în rest, este bine, este frumos. Tehnica asta sandwich-ului este foarte utilă când îți place omul, dar nu-ți place ce a făcut el neapărat. Așadar, din ce se compune Ghidul Nesimțitului? Se compune dintr-o serie de articole, panseuri, cum vreți să le numiți, adresate nesimțitului. Însă, este un concept destul de păcălitor, de fals, pentru că de multe ori autorul se referă la nesimțit, la persoana a doua. Tu, nesimțitule, nu știi sau tu, nesimțitule, nu te-ai gândit niciodată că, dar de fapt cartea nu este pentru nesimțit, n-are cum să fie. Cartea este dedicată persoanelor care sunt enervate la un moment dat în viața lor de un nesimțit. Și având în vedere că categoriile de nesimțiți prezentate în cartea asta sunt deosebit de multe, este imposibil să nu reușească cu cel puțin două să te facă să empatizezi cu nemulțumirea lui. O să vedeți că vina asta este împărțită cu domnul Radu Paraschivescu în restul cărții, dar o să revenim la treaba asta. Nu este destulă o prezentare poetică și sacadată și ritmată a nesimțitului, trebuie să avem și un decalog al nesimțitului, care este pe locuri potrivit, pe locuri este superflu. Și anume, 1. Fii strident. Luptă cu toate mijloacele împotriva discreției. 2. Nu te gândi la ceilalți. Fii egocentric. Facem la domnul Polic. Dumneavoastră că vă văd așa cu conferințe, cu azi vă străduiți, vreți să fiți o personalitate? Da. I-am zis-o fără pic de modestie. Dar de ce? Vreau să ajung magnot. 3. Pătrunde pretutindeni. Nu te lăsa marginalizat. Vii spre mine așa, ce faci, fratele meu, nu știu ce, abii, regele. 4. Fă prozeliți, o să vezi că nu e foarte greu. Patriarhul, satana asta de Daniel, ciubotea, uite cu ciubota, asta, îi dau cu ciubota asta în cap, ciubota, ca asta meriți și nevănuc credința, mulțirușoi, porcule, mulțirușoi. 5. Batjocorește lucrurile grave, practică persiflarea, mai ales când nu e cazul. Dracu, plăbăt, pentru ce este, bă, băiatule, criza de Paște? Nebunii, dracu, pentru ce faceți, mă, criza asta pe mâncare așa? 6. Arată-te opac la argumentele celorlalți. Eventual, refuzele de plană. În numele cui vorbiți voi? Domnule Vadim! Coață!
Vei infunda pușcăria! 7. Caută mereu prim planul. Încearcă să fii contaminant. Domnilor, domnul Traian am ajuns Băsescu. La concluzia... Domnul senator Traian Băsescu, pardon. Așteptați să vă dau microfonul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă rog. Am ajuns la concluzia... 8. Evită să spui întrebări. Drumul tău este unul al certitudinilor. Credința ortodoxă pentru poporul român este ca limba română. Nu este nici facultativă, nici obligatorie. 9. Convinge lumea să se plieze pe setul tău de non-valori. Nu accepta compromisuri. Sunteți 3 categorii de proști. 10. Nu uita că marele tău dușman este bunul simț. Combate-l cu fiecare gest și cuvânt. Acum, după aceste exemple, îmi pare rău să afirm că în anumite categorii domnul Paraschivescu chiar a încălcat propriile reguli, adică s-a încadrat în aceste norme de dialog, pentru că generalizează deosebit de mult, înfierează niște comportamente luate de Avalma și nu are niciun fel de legătură cu exemplele particulare. Da? Cartea nu este despre un nesimțit sau un alt nesimțit sau un alt nesimțit, este vorba de nesimțitul luat pe categorii. Și asta este una dintre marile probleme ale unei astfel de tratat, că nu este luat un nesimțit și îi este înfierat comportamentul, ci este construit un nesimțit după care este criticat comportamentul său. Este deosebit de facil să criticăm pe cineva care nu există și este deosebit de ușor să vedem defectele unui om atunci când omul respectiv este construit de către noi din defectele care nu ne convin. Este una dintre cele mai lașe chestii pe care poți să le faci. Acum, una dintre părțile bune ale cărții este că te trimite la dicționar. Mi-a plăcut la nebunie. Radu Paraschivescu scrie destul de bine, de zemos, de frumos. Am râs de câteva ori. Dar mai mult decât atât, folosește niște cuvinte pe care nu le știi de obicei. Și chiar dacă am toate cărțile astea în spate, nu știam destul de multe cuvinte folosite de el, cum ar fi o tânjire, răbduliu, inubliabil, uzinal, culant, ruliu, sfârâiac, stentorial și bineînțeles câteva cuvinte pe care bănuiesc că le-a inventat domnia sa, cum ar fi dodecacofonic sau pretutindenar. Acum, o parte destul de negativă, să zicem, din cartea domniei sale, este tot că te trimite la dicționar. Și anume, vorbirea argotică pe care Radu Paraschivescu o pune în gura personajelei sale nesimțite, nu există nicăieri. Pare să fie ideea dumnealui despre cum ar vorbi acești nesimțiți, despre cum ar vorbi golanii și practic cred că a luat din dicționarul de argou câteva fraze și a încercat să le pună în gura personajelor sale, nu se potrivesc deloc, nu au o oralitate. Bun, haideți să vedem câteva exemple, pentru că mi le-am subliniat, atât de mult mi-au sărit în ochi. Să vedem. Mămică, lasă-mă și pe mine să stau că sunt femeie bătrână, la care răspunsul este, bineînțeles, scuteală mamaie, că stau destul în picioare când o să fiu ca tine. N-am auzit pe nimeni să zică expresia scuteală mamaie. Frate, bagă material pe pataș pe portofel să încap și eu, referindu-se la a te duce mai încolo în autobuz ca să aibă și cineva loc. Bagă material, se zice, în cazul în care nu știați. Urcă băi foame-o mai sus, că rămân dracu pe scară și te sparg la nas. Nu, nimeni nu se exprimă așa. Ai fost bă la Bairam, etică, ești nebun, poate află calul, îți face butoneră să dea dracii. Hai zi, te arunci încoace, ești bulangiu să moară mama. Stai bre pe coada ta dacă nu vrei să avem scârbă în casă. În primul rând, dacă am auzit vreodată stai bre pe coada ta,
Cred că a fost un miracol. N-am auzit pe nimeni zicând stai bre pe coada ta. În al doilea rând, nu cred că am auzit vreodată de la o ființă vie expresia avem scârbă în casă sau dacă vrei să avem scârbă în casă. Cu atât mai puțin probabil este ca expresia stai bre pe coada ta dacă nu vrei să avem scârbă în casă să fi fost rostită vreodată de vreo persoană vie. Nu vorbesc oamenii așa. Fă, mai stau mult după tine? Bagă material că plec și te las pe coada ta. Aceeași obsesie cu coada, aceeași obsesie cu băgatul de material. Nu-mi dau seama dacă a băga material înseamnă a te grăbi sau a te duce mai încolo, dar bineînțeles toți trebuie să stea pe coada lor. N-am auzit în viața mea expresiile astea și am trăit cu destul de mulți golani. Care-i problema, nene? Ce, ți-ai tras tupeu? Ai grijă că ți-o capeți. Vezi că nu-i prima oară când te iei de viața noastră. Până acum am fost băieți salon, dar nu știi când ne sare siguranța. Fix așa vorbești, mecherii. Fix așa. Ce mai avem? O petrecere la bloc nu e pur și simplu o petrecere la bloc. Cuvintele care o definesc cel mai bine sunt bairam și paranghelie. Când ați fost ultima dată la o paranghelie? Paranghelie, știți cum e. Fată, vii la o paranghelie? Bine, fă, hai să mergem la paranghelie. Pune, fă, mâna și basculează, că după aia nu mai pupi. Ce crezi, că stăm aici până apune soarele? Ia uite la nașparliul ăla, ce costum și-a tras. Zici că-i cioclu să moară Stalin. Fii atent la gagica aia, aia din stânga, s-a fardat cu bidineaua. Habar n-are de make-up să fiu adrec? Mai uită-te și tu la TV-ul Pațachino și ia lecții. Dacă am auzit vreodată cuvântul pațachină de la vreun om viu, în niciun caz nu l-am auzit de la o persoană de rangul celor descrise de Radu Paraschivescu, întotdeauna din gura unor academicieni. Pațachină nu este folosit de oameni. Gata, cur în mașină și hai la crăpelniță. Hai mai nervos că n-am timp. De câte ori n-ați folosit termenul la crăpelniță? Vrei să ne vedem în oraș? Sigur, unde? La Unirii. Unde mai anume? La crăpelniță. Crăpelnița de la metrou de jos sau crăpelnița aia de sus de la metrou? Hai la crăpelnița aia de sus de la metrou pentru că e mai frumos. Niciodată n-am întâlnit cuvintele astea și nu este o dovadă de apropiere față de subiectul pe care îl prezintă autorul, ci o dovadă de ignoranță a oralității de stradă, o ignoranță a oralității persoanelor normale care nu folosesc termeni ca pața chină sau mai știu eu ce, sau patibular. Mai avem câteva exemple de alegeri proaste. Domnul Paraschivescu prezintă niște situații generale, dar care cu care se poate identifica orice român, pentru că asta este, cum să spun eu, scopul cărții, dar în același timp face niște afirmații care sunt imposibil de luat în serios. Cum anume, căci nicăieri în lume mirosurile neplăcute nu se bucură de un dozaj mai bun ca în România. Nu știu unde a călătorit domnul Paraschivescu, însă dacă o să meargă cam oriunde la tropice, să zicem, în El Salvador sau în India sau în Bengal, o să fie, o să fie învins de mirosuri încă de pe avion. În India miroase a căcat pretutindeni. Nu este vorba de autobuz. Se miroase a curry și a transpirație și a căcat. Pur și simplu. Nu este o chestie urâtă. Nu este menită să scoată în evidență ceva negativ despre popor, ci pur și simplu așa miroase acolo de când cobor pe aeroport. Studii de ultimă oră arată că nimeni în lume nu se compară cu nesimțitul român în ceea ce privește arta mersului pe contrasens. Din nou, posibil ca românul să fie destul de nesimțit în trafic, dar dacă te duci în India sau în Etiopia, acolo unde căruțele se întretaie cu taxiurile, se întretaie cu rickshaw, se întretaie cu vaca, se întretaie cu camionul, acolo este o situație deosebită nasoală. Nu aici, în niciun caz. Să vedem. În general, este o carte ușoară, poți să o citești într-o zi dacă o să pui mintea.
Este o carte destul de amuzantă. Nu este extraordinar de amuzantă dacă ești obișnuit cu umorul, cu cărțile de umor, cu stand-up-ul, cu comedia. Este o carte amuzantă dacă pur și simplu, nu știu, ești obișnuit cu lecturi fine, cu lecturi academice și vrei să ai un fel de falsă radiografie a nesimțitului din România. Nu reprezintă totuși adevărul, din punctul meu de vedere, este menită să fie un fel de satiră socială, da, adresa nesimțitului, însă trebuie să menționăm că foarte multe tipuri dintre acești nesimțiți sunt fictive și foarte multe sunt tipuri de nesimțiți care există și sunt necesari. De exemplu, nesimțitul care pute și este o jignire la adresa simțurilor factiv, nu este neapărat un nesimțit inutil societății. Între cei mai mari bibliofili bibliografi ai lumii, și anume Antonio Magliabechi, a cărui colecție de cărți a fondat Biblioteca Laurențiană, mi se pare, era un om care mânca 3 ouă fierte pe zi și nu se schimba niciodată de haine și nu se spăla niciodată pe dinți. Era un om de un miros absolut infernal. Dacă vorbea cu tine, ceea ce era mare chestie, bănuiesc că gura lui emana un miros pestilențial, însă era incredibil de cult și incredibil de bine informat cu privire la toate ramurile științei posibile. Deci era un nesimțit care era totuși era valoros. Leonardo da Vinci a fost unul dintre cei mai mari nesimțiți ai istoriei. Era nesimțitul prin excelență. A dat nenumărate țepe. Lua o lucrare, lua banii pentru lucrarea respectivă, o lucra pe jumătate, după care pleca în altă parte și nu mai atingea lucrarea respectivă. Caravaggio a fost un exemplu extraordinar de nesimțit. Nu numai că era nesimțit, dar a fost criminal, certăreț, dobitoc, sodomit, hoț și toate cele. Foarte multe din categoriile de nesimțiți au fost niște oameni incredibili în epocă. Charlie Chaplin, da, a fost și el un om plin de orgoliu și în același timp pedofil. Constantin Brâncuș, nu pot să zic că Brâncuș era un model de bun simț sau de bună creștere, de moment ce spunea despre sine însuși: eu am făcut piatra să cânte pentru omenire. Cine zice așa ceva despre el, să fim serioși? Bun, nesimțitul, pe de altă parte, este un personaj care trebuie să existe, pentru că altfel noi ăștia superiorii nu am avea pe cine să discutăm, nu am avea despre cine să vorbim, nu am avea cui să ne plângem, nu am avea despre cine să ne plângem și despre cine să râdem. Pentru că ne trebuie cineva cu care să vorbim, cu semenii noștri, care sunt ceva mai inteligenți decât acești nesimțiți și pe care trebuie să-i discutăm. Însă, o grămadă de nesimțiți nu au fost incluși în cartea asta. Sunt nesimțiții care sunt nesimțiți pe loc, creativ și sunt de nefalsificat. Pentru că foarte mulți nesimțiți din cartea asta sunt clasici. Nesimțitul care pute, nesimțitul care vorbește tare, însă nesimțitul în sine lui este un om care nu se gândește la confortul celuilalt. Faptul că ghidul nesimțitului nu conține niciun fel de instanță în care autorul povestește o experiență proprie este un mare minus. Aș putea să dau un exemplu propriu, am o grămadă de nesimțiți în cap, dar la un moment dat m-am urcat într-un taxi. Taximetristul a pornit de pe loc, i-am zis unde trebuie să mergem, cu geamurile închise, și a aprins o țigară și, ca să-i dau de înțeles că nu-mi place lucrul ăsta, l-am întrebat: vă supărați? Sau l-am întrebat, de fapt, deschid și eu un geam? La care el mi-a răspuns: nu, stai liniștit! Genul ăsta de nesimțire este o nesimțire care nu apare în genul ăsta de carte și ar trebui. Anecdota este miezul întâmplărilor, este miezul înțelesului, pentru că dacă luăm numai generalizări și le punem la oaltă în aceeași persoană și apoi criticăm persoana respectivă pentru generalizarea pe care tocmai am făcut-o, nu mi se pare un exercițiu foarte,
foarte bun. Dar în rest, este o carte mișto, citiți-o. Dacă aveți o altă părere față de mine, puteți să vă exprimați în comentarii. Toate cele bune!